Nu mai pot, nu mai fac asta, nu mai suport. Flavia, am o rugăminte la tine. Te rog eu mult de tot. Nu mai pot de nervi. Noi discutăm în perioada asta, ca în orice familie, despre dacă să-și bage sau să-și scoată ceva, Flavia, din buze, de exemplu. De ce? Trebări de-astea de fetițe. Ce zici? Să-mi fac nasul mai mare sau mai mic? Să-mi fac... N-ar fi rău. Stau și mă gândesc. Vezi, ăsta este cusurul tău. Ești indiscret! Flavia, ea nu-și dă seama exact... Exact ca și vorbeam despre povestea body. Cu păruțul ăsta. Flavia... Nu, aia e problema. Frățioare, crezi? Tu ești ca și cum ai venit cu un Logan care s-a dat peste cap într-o prăpastie pe Transfăgărășan și ai zice: ia vezi și tu. Miroase frumos. Cred că cred că e un pic de suflat o roată. Ce-a mai bagă niște... Ce râzi? Și ce vrei să zici cu asta, Dani? Te rog frumos, ia zi-mi. Ce vrei să zici cu asta? Că nu aici este problema, ci aici. Mulțumesc! Mai bucur să mă simt mult mai bine astăzi! Ce prieten! A venit.